Minerii din Valea Jiului lucrează într-un butoi cu pulbere. Achizițiile de echipamente, atunci când se fac, se realizează fără a ține seama de mediul din subteran. Au fost achiziționate aparate neconforme, ca și cum ar fi fost cumpărate de la tarabele din piață, iar apoi, fără probleme, au fost introduse în subteran, acolo unde oricând s-ar putea produce un dezastru. Minerii lucrează în regim de avarie. De nenumărate ori, ortacii s-au plâns de faptul că sunt nevoiți să achiziționeze din banii lor și banalele cuie pentru a avea cu ce munci. În tot acest timp, inspectorii ITM fac verificări periodice, iar controlele scot la lumină probleme grave. Noi controlăm unitățile miniere periodic, așa cum știți, cel puțin o dată pe trimestru. Vedem și noi că se confruntă cu probleme deosebite. Încearcă pe cât posibil să funcționeze la limită, în sensul în care nivelul de securitate să fie la un nivel cât de cât minim de securitate, astfel încât să nu facem noi sistarea de activitate. Se confruntă. N-am avut cazul deocamdată ca să necesite oprirea locurilor de muncă sau oprirea din funcționare a echipamentelor. Dar în permanență, într-adevăr, oamenii se plâng și în condițiile în care noi stabilim o măsură, se străduiesc, că dacă nu realizează măsurile, e amendă contravențională destul de mare și noi verificăm modul de realizare a măsurilor, să rezolve acele măsuri, dar strict, punctual pe acele măsuri. La controlul anterior, acolo le găsim remediate, încearcă să-și facă rost de piese, de schimb de materiale, găsim poate chiar aceleași deficiențe la alte echipamente. Deci este o problemă. Achizițiile făcute de angajatori nu respectă nicio normă. Minerii au fost prinși în subteran cu utilaje sau materiale care nu respectă condițiile de lucru în mediul grizutos. Potrivit inspectorilor ITM, angajatorul este cel care trebuie să asigure echipamentele de lucru, nu angajații să fie cei care aduc de acasă materiale pentru a munci. Problemă și mai mare pe care am semnalat-o și trebuie să se aibă grijă e că, deci, pe de o parte se fac achiziții de anumite echipamente, utilaje care poate în minerit nu corespund din punct de vedere al securității. Deci se știe că nu orice echipament, nu orice utilaj, nu orice material poți să-l bagi oricum în mină. Deci aici atrag atenția că oricum introducerea de materiale, utilaje, echipamente în mină trebuie să respecte caracterul antigrizutor și să corespunde din punct de vedere a calității locului de muncă din subteran. Și ca atare nu este bine și recomand celor care fac achiziții și se descurcă cum pot să nu le facă. Angajatorul este obligat să asigure dotarea cu materiale, cu echipamente și prin comisiile pe care le au de recepție să se asigure că echipamentele, materialele, uneltele achiziționate corespund mediului de lucru din subteran. Dacă țin minte, mai de mult aparate de măsură am găsit la electricieni, aparate de măsură pentru subteran, care le aduceau de acasă, echipamente proprii, aparate de măsură. Mă rog, problema este că spuneau că nu le folosesc în mediul exploziv, deci numai acolo unde se confirmă că este curent de aer proaspăt. Dar nu, deci din punct de vedere legal, orice echipament de muncă, orice aparat, trebuie să respecte anumite caracteristici de calitate confirmate prin certificare și trebuie avut grijă să nu se introducă orice materiale, echipamente în subteran. Pericolul în acest caz pândește la orice pas. Un echipament neatestat poate duce la tragedii în subteran. În condițiile în care introduc un motor, un dispozitiv, un aparat care nu este pentru mediul grizutos, pentru specific cu protecțiile necesare pentru minele din Valea Jiului, normal că pot să constituie un pericol. Și tocmai de aceea, în momentul în care faci licitații, achiziționezi echipamente și prin comisiile de recepție, trebuie să te asiguri că echipamentul respectiv este certificat, marcat corespunzător pentru mine de subteran, însoțită de certificare de tip, declarație de conformitate, de să te asiguri că corespunde pentru activitatea de subteran. E vorba și de calitatea materialului din care e făcut aparatul respectiv, de protecții, de natură electrică. De aceea, fiecare încearcă să se descurce, dar recomandarea mea este să respecte legea, angajatorul este obligat să asigure dotarea necesară și să nu se facă achiziții nici de cum fiecare după cum consideră, fiindcă
poate la un moment dat să facă mai mult rău decât bine. Până acum, inspectorii ITM nu au închis niciun loc de muncă în subteran, însă aceștia admit că deficiențele sunt multe, iar în subteran se lucrează în condiții minime de siguranță.